Bună ziua! Noi venim de la Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu din București și formăm această echipă minunată. Colegii mei de echipă sunt Sabina Chinca, Ioan, Ruxandra, Gabriela, Maria, cealaltă Gabriela și Alex. Ioan și Alex s-au ocupat de partea noastră tehnică, uimindu-ne cu abilitățile lor în domeniul informatic. Gabriela, Sabina, Ruxandra și Maria s-au ocupat de partea de content development. Maria s-a ocupat și de design, iar eu am coordonat activitatea întregii echipe pe parcursul proiectului și am și organizat, partea mea favorită fiind de altfel brainstorming-ul din prima lună. Mi s-a întâmplat de foarte multe ori să mă duc pe la diverse restaurante și să nu găsesc felul meu favorit de mâncare, să am probleme cu bugetul, să n-am informații suficiente sau să am probleme cu timpul de așteptare până când un chelner vine să-mi aducă meniul. Și în urma unor deliberări am reușit să găsim și o rezolvare a acestei probleme. Este FoodA, da. Cum am reușit să găsim această rezolvare? FoodA este o platformă online pentru Android. Este o aplicație, de fapt, de telefon. Momentan, da, cum am spus, este implementată doar pentru Android, nu funcționează pe iOS. Și îți prezintă meniul online, locația restaurantului respectiv, recenziile prietenilor tăi, dacă dorești, sau a altor consumatori, cât și locația exactă a restaurantului și așa mai departe. Vă va spune mai multe despre aplicație colegul meu Ioan, mai multe detalii tehnice, cât și cum funcționează exact. Eu sunt Ioan, iar împreună cu amicul meu Alex, am lucrat la dezvoltarea tehnică a aplicației. Noi am depus o muncă moderată, având deja cunoștințe în domeniul programării, și acest proiect a reprezentat o provocare pentru noi cu toate acestea. Pe ecran va fi un mic demo al aplicației, cum merge ea. În primul ecran, utilizatorul se poate conecta sau înregistra dacă nu are un cont. Deci, cum ziceam, în primul ecran, utilizatorul se poate conecta sau înregistra, urmând să fie redirecționat într-un ecran unde este afișată o listă cu restaurante. Această listă poate fi sortată după popularitate, care este dată în funcție de numărul de like-uri ale restaurantelor, sau în funcție de distanța dintre utilizator și restaurant, acestea fiind afișate de la cel mai aproape la cel mai departe pe o rază selectată. În pagina restaurantului se poate găsi o poză principală cu acesta, date importante precum locația, numere de telefon, harta sau meniul. În meniu sunt prezentate diferite categorii și fiecare categorie este însoțită de produs și prețul acestuia. Urmând în pagina produsului să fie prezentată poza cu produsul, prețul, descrierea, unde se pot încărca imagini cu produsul, comentarii sau citirea altor comentarii de la alți utilizatori. Toate comentariile și pozele sunt filtrate de un administrator, astfel încât nu pot să fie chestii necenzurate. Colega noastră, Maria, ne-a ajutat cu designul. În pagina de noutăți se pot observa cele mai recente comentarii acordate de colegii noștri, de la cel mai nou la cel mai vechi, primele 10, iar în pagina de profilul meu se pot observa date precum numele utilizatorului, de unde este el, comentariile puse de acesta, câte like-uri a dat sau câte restaurante are la favorite. Ok, în concluzie, de ce este folositoare aplicația aceasta? Deoarece se adresează unui public foarte larg, și anume orice om care vrea să se ducă la un local, la o cafenea, la un restaurant, poate găsi informațiile necesare. Beneficiile utilizatorului. Este eliminat timpul de așteptare al meniului. Este ușurată decizia de a te duce la un restaurant și, de asemenea, afli și părerile altor utilizatori.
Care este și beneficiul restaurantului, este că aplicația servește ca un canal de promovare pentru acesta. Și aplicația are de asemenea un potențial foarte mare. De ce? Pentru că în viitor dorim să implementăm noi funcții, precum conectarea cu rețelele de socializare și dezvoltarea unui modul de gamification prin care utilizatorii aplicației pot primi premii în discounturi sau în produse în funcție de un program prestabilit. Mulțumim!